Joi 21 iulie la Piatra Neamț a avut loc lansarea unei noi formațiuni politice, Partidul Forța Națională, în prezența liderilor naționali. Liderul județean al partidului, Stejrel Bogdan Dimitriu, a precizat câteva lucruri despre doctrina partidului și despre intențiile organizatorice ale Partidului Forța Națională. Ținem să vă precizăm faptul că este un partid naționalist, formațiunea noastră, care este integrată în formațiunea europeană Mișcarea pentru Europa Unită. Domnul Laurențiu Rebega este vicepreședinte al acestei formațiuni. Politice. Prezent la lansarea de la Piatra Neamț, europarlamentarul Laurențiu Rebega a vorbit despre doctrina național-creștină a Partidului Forța Națională. Le mulțumesc celor care au avut ideea de a face această conferință de presă. Pentru noi este foarte important și pentru mine personal este foarte important ca un partid care se vrea, care are o doctrină național-creștină, care se vrea un partid militant pentru suveranitatea și independența României, să poată să crească așa cum alte partide din Europa o fac. Ca vicepreședinte al grupului politic Europa Națiunilor și Libertăților din Parlamentul European, am militat întotdeauna pentru o suveranitate a națiunilor, o suveranitate a țărilor, state membre ale Uniunii Europene. Întotdeauna ne-am dorit ca tratamentul pe care Uniunea Europeană îl aplică statelor membre să fie egal și să nu existe niciun fel de discrepanță. Nu pot să nu remarc că în ultimele perioade decalajele și derapajele pe care Uniunea Europeană prin statele mai puternice le-au făcut. Aș da două exemple. Impunerea cotelor de refugiați pentru un stat care nici măcar nu este membru în spațiul Schengen, o impunere care n-ar fi trebuit conform tratatelor să aibă loc. Europarlamentarul Laurențiu Rebega a atras atenția asupra consecințelor dramatice ale deciziei Curții Europene de Justiție, care a hotărât că directiva Uniunii Europene de salvare a băncilor comerciale prin confiscarea banilor deponenților este legală. Mi se pare că este un fel de șantaj pe care Uniunea Europeană îl practică la statele membre. Iar pe de altă parte, nu pot să nu remarc că ultima știre care a apărut în presă, aceea că Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis ca directiva Uniunii Europene privind salvarea de la faliment a băncilor prin confiscarea depozitelor clienților este legală. Deci asta ce înseamnă? Că începând din momentul de față, orice bancă care consideră că are probleme poate să rețină banii deponenților fără a avea nicio problemă. Este o directivă europeană care vine într-un moment crucial pentru Europa, într-un moment în care Europa se luptă cu o criză a refugiaților, așa cum o numesc unii, o criză a imigranților, așa cum o numim noi, pentru că aceștia sunt mai mult decât evidenți, niște imigranți economici, niște imigranți care penetrează spațiul Uniunii Europene și care așteaptă niște beneficii sociale. Cunoscutul europarlamentar a explicat jurnaliștilor prezenți motivul pentru care a decis să sprijine în România înființarea Partidului Forța Națională, născut în mai multe țări europene. Susținerea pe care am arătat-o Partidului Forța Națională, aceasta pleacă din dorința de a consolida o relație între un partid patriotic din România și Mișcarea Europeană a Națiunilor și Libertăților, mișcare patriotică, din care fac parte partide patriotice din mai multe țări, după cum bine știți, Franța, cu Frontul Național, Partidul Poporului din Austria, Vlaam Belang din Belgia, din Italia, Lega Nord, Partidul Libertății din Olanda și multe altele. Suntem într-un moment crucial în care tot ceea ce grupul nostru politic a adus în discuție și în dezbatere în Parlamentul European s-a adeverit. Am spus că va fi foarte greu să controlăm fluxul de imigranți și că acesta va aduce odată cu persoane nevinovate care fug din calea războiului, va aduce și luptători care vor face acțiuni care să încerce să intimideze
cetățenii noștri. La evenimentul politic de la Piatra Neamț au mai participat Viorel Popescu, președintele național al formațiunii, Mircea Găinușă, secretar general al Forței Naționale, Clement Sava, purtător de cuvânt și vicepreședinte al partidului, și Viorel Gafița, președintele filialei pentru diaspora a acestei noi formațiuni politice. Președintele partidului Forța Națională Neamț, Stejerel Bogdan Dumitriu, este colonel în rezervă SRI și a mai activat ca secretar general în Partidul România Unită, din care a plecat după o serie de neînțelegeri cu președintele formațiunii, Sorin Dumitru Cazan.